Salut, copilaș de grupă mică! Acum ești copilaș mare și vei merge în sfârșit la grădii și abia aștepți, așa-i? Nu știu dacă ai fost la creșă sau poate ai stat acasă cu mami, dar vreau să-ți explic puțin despre cum va fi la grădii. Eu sunt Dana, mă bucur să te cunosc și voi fi prietena copiilor la grădii Albinuța. O să ne vedem, nu față în față, dar uite așa, printr-o cameră, și o să mai văd ce faceți voi și cum vă adaptați la grădii, dacă vă place, dacă nu prea vă place, s-ar putea să vă fie dor de mami și de tati și asta e normal, da? Vreau să vă citesc ceva ce am pregătit pentru voi, în care vă explic cum va fi o zi la grădii Albinuța. Ești gata? Hai să începem! A fost odată ca niciodată o grădiniță pe nume Albinuța. Ai ghicit, e grădinița ta! Grădinița ta te așteaptă cu mare drag și cu tot ce poate ia mai bun în această situație specială. Știi tu, povestea aceea cu virusul. Ai ghicit din nou! Virusul ne organizează viața puțin altfel, dar nu ne-o întrerupe. Și acum să-ți arăt cum e în lumea grădiniței Albinuța. Totul începe de la o poartă de fier galbenă. Oare unde te duci dacă intri pe ea? Sunt sigură că știi. Vei intra în curtea grădiniței. Ai dreptate. Pe poarta cea galbenă vei intra în fiecare dimineață când vii la grădii cu mami, tati sau bunii. Ia uite! După poartă sunt niște pași. Oare ce culoare au? Hai că știi, e floarea soarelui, culoarea soarelui. Ce culoare are soarele? E galben, ai dreptate, vei vedea niște pași galbeni pe jos. Și acum mă întreb, oare câți pași vor fi de la poartă la intrarea în grupa ta? Stai liniștit, la momentul potrivit o să poți să-i numeri împreună cu doamnele educatoare sau cu părinții tăi. După ce intri pe poartă, vei urma pașii galbeni împreună cu mami și vei merge spre intrarea în grădiniță. Acolo o să-ți iei la revedere de la ea și o să-i dai un pupic și o îmbrățișare și apoi vă despărțiți. Sau poate că vei fi supărat că trebuie să faci asta și o să-ți vine să plângi. Nu-i nimic, e normal, o să găsești tu curajul să te liniștești, iar apoi o să pășești în grădiniță însoțit de ajutoarele Albinuței. Pentru a ajunge la grupa ta, va trebui să parcurgi un traseu. Nu vreau să-ți spun traseul pentru că depinde la ce grupă vei fi repartizat. Dar tu va trebui să știi că de anul acesta vei purta un nume mai special. S-ar putea să fie iepuraș, ursuleț, ștrumf sau mămăruță. Și acum tu o să mă întrebi, mămăruță? Dar eu sunt băiețel sau eu sunt fetiță? Ai dreptate, dar aici, la grădii Albinuța, fiecare copilaș face parte dintr-o grupă, iar grupa ta o să fie una dintre cele patru. Începând de anul acesta, vei avea dulăpiorul tău, unde îți vei lăsa haina și papucii de stradă după ce ajungi la grădii. Îți vei lua alți papuci de interior și vei merge spre grupă pășind pe un traseu cu floricele. Iată ne ajungi la ușă. Acolo o să te întâmpine mămăruța șefă. O, nu, m-am încurcat. Sunt doar doamnele educatoare. Vei avea două educatoare, așa-i. De ce două? Pentru că una dintre ele va fi prezentă la grădii dimineața, când ajungi tu, iar cealaltă va veni la amiază, înainte să te duci la somn. Asta dacă vei rămâne să dormi la grădii. Oare ce o să faci la grădii zi de zi? Te-ai întrebat? M-am gândit că o să întreb, așa că m-am pregătit. Ghici ce?
Prima dată o să te așezi la o măsuță și o să te joci un joc cu niște jucării care îți plac ție, dintr-o cutie care va avea numele tău pe ea. Toată ziua vei pune jucăriile cu care te vei juca în cutia ta. Nu vei putea să le împarți cu colegii, dar poți să le arăți și lor cu ce te joci și să vorbiți despre ce faceți. Prima masă pe care o mâncăm la grădii se numește micul dejun. Înainte de asta ne vom spăla pe mâini și apoi ne vom așeza fiecare la masa noastră cu tacâmurile noastre. Ne vom ura poftă bună, iar la final să ne fie de bine. Așa-i frumos, da? După aceea, iar e vremea de joacă! Poate afară, poate înăuntru. Te vei juca și vei învăța o mulțime de lucruri noi și minunate de la doamnele tale educatoare. O să asculți povești magice și vei învăța cântece și poezii noi. Vei avea posibilitatea să le povestești tuturor din grupă despre ceea ce dorești tu, despre lucrurile pe care le știi, poți și ai vrea să le faci. Nu-ți face griji când ți se face dor de mami și de tati. Unii dintre voi vor avea o poză cu ei, cu familia lor. Și s-ar putea să ai și tu o poză din asta la care te poți uita de fiecare dată când ți-e dor de mami și de tati și așa vei simți că și ei sunt cu tine la grădii și dorul va trece mai ușor. Să ții minte că va trebui să mergi destul de des la baie, pentru că va trebui să-ți speli mânuțele. De ce? Ca să fie curate și să te protejezi. Te sperie regulile? E, nu e chiar așa. Ele ne ajută, ne organizează și ne liniștesc. După atâta joacă, vine ora mesei de prânz când din nou te vei spăla pe mâini, te vei așeza la masa ta cu tacâmurile tale și vei gusta din mai multe feluri. Va fi mâncare ca și cea de acasă de la mami sau poate și unele feluri de mâncare diferite, noi. Unele o să-ți placă, altele nu, însă e important să guști și să experimentezi. După masa de prânz vine momentul de odihnă. Dacă vei mai rămâne la grădii, vei dormi aici și va trebui să te schimbi în pijamaua ta de acasă. În grupă, alături de jucării și mese, vei avea și un pat, doar al tău, unde te vei odihni în fiecare zi. Când toți copiii se trezesc, încep să vină părinții. Ajutoarele albinuței te vor ajuta să te îmbraci cu haina și papucii de stradă și te vor conduce la ieșirea din grădiniță, unde te vei întâlni cu cine a venit după tine. De data aceasta, vei juca un alt joc, cu pași roșii. Va trebui să-i urmezi până la poarta galbenă a grădiniței. După ce trece noaptea, te vei întoarce la grădii și distracția continuă! Yay! Abia aștept să te cunosc, chiar dacă nu față în față, și abia aștept să-ți spun poezii, povești și lucruri interesante, pentru că eu sunt prietena copiilor. Da, vezi ce norocos ești? Pe lângă două educatoare, o mulțime de prieteni și colegi, o să mai și pe mine și eu abia aștept să te cunosc. Mă bucur că vei fi la grădii Albinuța și sper că ți-a plăcut povestea mea despre o zi la grădiniță. Ei bine, dragul meu, să ne revedem cu bine de când începe grădii. Știi când e asta? Săptămâna viitoare! Abia aștept să văd dacă o să-ți placă. Sunt sigură că da. Te pup cu drag și ne vedem la povestea următoare, bine? Pa!